Germania a anunțat primul deces al unui pacient infectat cu Omicron, asta în timp ce mii de germani au ieșit în stradă la München nemulțumiți de noile restricții și s-au luat la bătaie cu forțele de ordine. În ajun de Crăciun, Spania și Belgia vin cu un nou pachet de măsuri, cum ar fi obligativitatea purtării măștii de protecție în exterior sau limitarea întâlnirilor. Protestul din München, inițial pașnic, s-a transformat ulterior într-o manifestație violentă. Polițiștii au folosit spray-uri iritante și bastoane împotriva demonstranților agresivi, iar 11 dintre ei au fost arestați. Germania vrea să introducă o lege pentru vaccinarea obligatorie a populației, iar ministrul sănătății a vorbit despre necesitatea vaccinării și cu a patra doză. Fără vaccinarea obligatorie, nu va fi posibilă gestionarea viitoarelor valuri de epidemie pe termen lung și ca om de știință presupun că o a patra doză de vaccin va fi necesară pentru combaterea pandemiei. Spania și Belgia anunță noi restricții înainte de sărbători. Oamenii se vor putea întâlni în grupuri numai mari de 10 persoane. Circulația pe timpul nopții va fi limitată, iar restaurantele vor funcționa la o capacitate de 50%. Marea Britanie a depășit pragul de 100.000 de infectări zilnice, un record absolut. Cu toate acestea, perioada de carantină a fost redusă de la 10 la 7 zile. În China, un oraș cu 13 milioane de locuitori a intrat în carantină după confirmarea câtorva zeci de cazuri de COVID. Toate activitățile au fost suspendate, iar familiile trebuie să desemneze o persoană care să iasă o dată la două zile din casă.